Autoritățile atrag atenția asupra regulilor care trebuie respectate în ziua scrutinului. Astfel, este interzisă prezența mai multor persoane în cabina de vot, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot. Cei care încalcă această regulă riscă amendă de la 600 la 1000 de lei. De asemenea, se interzice distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală. Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare se sancționează cu amendă de la 2200 la 3000 de lei. Alte infracțiuni pasibile de pedepse sunt oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat sau împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales, utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals, fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător. Toate aceste infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.